Pe lângă întâlnirea cu membrii afiliați, Federația Română de Fotbal a organizat la Slatina o acțiune în parteneriat cu Agenția Națională Antidoping cu privire la schimbările sancțiunilor care se aplică sportivilor într-un caz de dopaj care vor intra în vigoare anul viitor. La instruire a fost prezent însă un singur reprezentant de la CSM Ioveni. Înclin să cred că nu există interes, pentru că ceilalți conducători sau cine a fost invitat la întâlnirea de la etajul 1, au venit cluburile invitate, mă gândesc, administratorii, aceleași cluburi trebuiau să participe și la întâlnirea cu noi, în speța antrenorii și medicii, să presupunem că nu au medici, kineto sau, eu știu, personal medical, dar antrenori are orice club. De anul viitor, pedepsele se majorează în cazul sportivilor minori, iar cei care au primit pedeapsa maximă într-o situație de dopaj vor fi sancționați pecuniar. Sunt modificări pe sancțiuni, în ceea ce privește sancționarea cazurilor pozitive. Ora de testare, iarăși e importantă, până acum era între 6 și 11, 6 dimineața, 11 noaptea, acum este între 5 dimineața, 11 noaptea, cu posibilitatea de a testa sportivii chiar și noaptea, în unele cazuri excepționale. Conform spuselor reprezentantului Agenției Naționale Antidoping, în fotbalul românesc nu au existat cazuri de dopaj, cel puțin nu în ultimii ani.